Salutare, dragilor! Astăzi revenim cu un clip pe care nu l-am mai făcut de ceva timp. A trecut ceva de la ultima serie de nefavorite, dar m-am gândit că este cazul să revin cu un mic update pe subiectul ăsta, pentru că s-au adunat câteva produse și vreau să vă povestesc. Și ca întotdeauna am în brațele mele cutia neagră, care știm ce înseamnă, și anume produsele care nu mi-au plăcut se adună aici, își găsesc un loc comun în această cutie neagră și o vom deschide și... Glumesc! Avem mai multe produse, dintre care unele sunt chiar controversate, o să vedeți. Dar hai să începem cu mascara, pentru că se pare că în ultima vreme, efectiv, o dau în bară cu aproape toate tipurile de mascara pe care le cumpăr sau toate brandurile. Se pare că nimic nu vrea cu mine, nici o mascara nu vrea cu mine, niciuna nu mă iubește, niciuna nu vrea cu mine. Și o să începem cu asta de la Alverde, de la care nu aveam foarte multe așteptări, dar am zis să testez și brandul ăsta Alverde. Știți, este un brand din acesta mai clean, mai curat, din DM. Și asta se presupune că ar trebui să fie o mascara de volum, care să-ți dea volum. Ar fi fost absolut minunată dacă n-ar fi fost foarte, foarte uscată. Acum este foarte posibil să fi fost de foarte mult în magazin și să n-o fi cumpărat nimeni și poate a expirat. Și vă dați seama că eu nu văd data de expirare, dar periuța ok, ar fi fost ok, formula mi se părea că ar fi fost ok dacă nu era atât de uscată, adică era mult prea uscată încât s-o întind pur și simplu pe gene, deci atât de uscată era, de aia suspectez că este posibil să fie vina magazinului, să spun așa, care între timp nici nu mai exista acolo unde a cumpărat această mascara. Chiar să-mi spuneți dacă voi ați încercat această mascara și dacă vouă v-a plăcut, pentru că sunt foarte curioasă, pentru că mi s-a întâmplat și mie de multe ori să cumpăr o mascara dintr-un anumit loc, să fie ok, să o cumpăr din alt loc și să exact aceeași mascara și să nu mai fie ok. Și v-am spus că de foarte multe ori se întâmplă să fie o problemă și cu transportul sau cu depozitarea sau cu magazinul, că le țin de prea mult timp. Astea în DM știți că vin ambalate așa, sigilate cu niște scoci, cu foarte mult scoci chiar. Se și vede că de-aia este și murdară, pentru că a fost un... Adică nu cred să o fi desfăcut cineva mascara asta înaintea mea, știți? Nu cred să fi fost desfăcută, dar cred că pur și simplu stând acolo foarte mult timp pe raft, da, s-a dus, s-a uscat. Asta este o opțiune. Sau a doua opțiune este că pur și simplu formula nu este bună. Deși părea să fie destul de interesantă. Dacă n-aș fi fost atât de uscată, cred că își făcea treaba în materie de volum. Dar din păcate a fost foarte uscată. Apoi, următoarea mascara este tot așa o mascara de care am auzit foarte multe și majoritatea lucruri bune și m-a surprins să văd că la mine n-a funcționat, în sensul că n-a funcționat deloc, în sensul că odată n-a făcut nimic și în al doilea rând mi se cernea foarte tare pe față, și anume este această mascara de la Catrice, Glam & Doll, asta în acest tub gri petrol, așa să zicem. Știu că este foarte lăudată Glam & Doll-ul cel negru, parcă l-am avut și eu, trebuie să mă uit la ultimul clip cu recapitularea în ceea ce privește mascara, că nu mai țin minte, dar parcă l-am avut și eu pe Glam & Doll-ul negru și nu am fost impresionată, dar asta m-a dezamăgit pentru că, v-am zis, mi se cerna și pe lângă faptul că dădeam cu ea și efectiv aveam impresia că nu mi-am dat cu nimic pe gene, adică nu se vedea nimic, nimic, nimic pe gene, dar după aceea mă trezeam cu ea pe jos, pe față, ceea ce este puțin paradoxal. Periuța este ok-ish, este din aceea plasticoasă, nu e neapărat favorita mea, dar a fost destul de ok periuța, adică nu m-am piedicat periuța să fac treabă cu ea, că am mai avut periuțe din astea, da? Dar formula e clar că n-a fost cea tocmai bună. Și, din păcate, no way. Și ultima mascara, dacă v-ați uitat la clipul în care am testat produsele din Beauty Haul, știți deja despre cine vorbim, și anume noua mascara de la Maybelline. Cum îi zice, mai că niciodată, Curl Bounce.
care se presupune că ar trebui să-ți țină genele curbate. Chiar mă întreba Eugenia, ține genele curbate? Nu știu, pentru că eu am genele deja curbate, adică ale mele sunt în mod natural curbate, nu-mi dau seama dacă... Dar problema principală ați văzut care a fost, și anume că mi s-a întins pe față. Și nu că mi s-a întins așa că mi-a căzut o bucățică, două, că eram plină, am și anticearcănul pe aici se negrise tot, deci arăta rău, rău de tot la final de zi. Prin urmare, I'm sorry, Maybelline, dar asta nu. Sunt multe alte variante la Maybelline în materie de mascara care sunt foarte bune. Chiar în clipul ăla în care am testat mascara asta, v-am povestit, v-am spus de ea, de acea variantă galbenă. Nu e volume extreme, nu știu cum zice, volume boost sau nu știu, în orice caz v-am zis în clipul ăla. Aia este mult mai bună și aia de câte ori am cumpărat-o a fost foarte, foarte ok. Cred că am să revin la aia dacă e să mă întrebați pe mine, că văd că numai de belele mă țin în ultima vreme, dar asta din păcate nu. Deci nu știu, n-am auzit pe nimeni altcineva să se plângă de treaba asta, dar la mine uite că s-a întâmplat. No. Apoi, avem așa, două anticearcăne. Unul care este cumva... succesorul unuia care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, mai ales la începuturile mele pe YouTube, mi-a plăcut teribil de mult, mi se părea unul dintre cele mai bune anticearcăne cu cea mai mare acoperire posibilă, nu știu, pentru un anticearcăn atât de ieftin, și era vorba de anticearcănul MOV de la D1. Ăsta este varianta nouă, am înțeles. Eu nu mai sunt la curent cu ce este la Oriflame, dar ăsta este varianta nouă, mi l-am cumpărat la un moment dat, în ideea în care speram să fie la fel ca cel în tubul ăla care se storcea. Știți, era un tubuleț așa care se storcea, pur și simplu, storceai din el. Ei, formula aia era foarte, foarte bună. Și eu v-am întrebat și țin minte că v-am întrebat și pe voi pe Instagram dacă sunteți de părere că ăsta, în varianta asta așa cu aplicator, este la fel ca varianta veche, și o parte a spus că da, o parte a spus că nu. Mie nu mi se pare. Mi se pare mult, mult mai light. Și mi se pare că nu rezistă la fel de bine ăsta, nu știu, mi se pare că nu acoperă atât de bine, nu rezistă atât de bine. Da, este deschis, cel puțin varianta asta deschisă pe care o am eu, este la fel de accesibil, dar nu mi se pare la fel de bun ca ăla pe care îl știu eu de la Oriflame, de la D1, ăla de one and only, ca să zic așa, ăla primul. Nu e la fel, din păcate, și nu m-am înțeles cu el, chiar mi s-a strâns aici sub ochi și na, nu m-a dat pe spate. Prin urmare, având alte opțiuni mult mai bune de la Rimmel London, de la Maybelline, nu mă complic cu asta. Și că vorbeam de Rimmel London, o opțiune care nu mi-a plăcut absolut deloc a fost acesta din noua lor gamă, Kind and Free. Dacă vă amintiți, am făcut un first impression în care am testat acest produs și BB cream-ul, dacă vreți să zicem, e o cremă colorantă, și pudra am testat-o, și la fel în acel clip v-am zis că din păcate, acest anticearcăn nu și-a făcut treaba, adică nu face mare lucru, nu are putere de acoperire, nu rezistă. Poate este ok pentru acelea dintre voi care nu aveți deloc probleme în zona asta, care nu aveți probleme cu culoarea, care nu aveți probleme și vreți doar așa un pic să aplicați ceva care să ilumineze, poate așa da, dar rest, mie nu mi s-a părut că a făcut cine știe ce și nici n-a rezistat pe parcursul zilei. Prin urmare, da, din păcate asta nu. Dacă vreți unul foarte lejer, dar care să ilumineze bine zona respectivă, mie îmi place cel Lasting Radiance, sau de la Maybelline aveți mai multe opțiuni. De la Maybelline aveți Fit Me, aveți The Eraser, care sunt foarte, foarte bune, sunt niște anticearcăne extrem de bune. Mai este și True Skin-ul de la Catrice, care este top pentru mine, tot așa, pentru că este foarte bun. Asta din varianta de drugstore, dacă vreți ceva drugstore. Dacă vreți ceva mai scump, eu zic să mergeți către Fenty. Până acum, cel de la Fenty, anticearcănul de la Fenty, mie mi s-a părut cel mai bun și cel mai rezistent dintre toate câte am încercat. So, yeah, nu sunt tocmai impresionată de asta. Un alt produs pe care l-ați văzut în clipul ăla cu
Ce am testat eu din ultimul beauty haul și nu numai, este un produs pe care nu l-ați văzut în beauty haul pentru că a apărut la mine înainte, și anume această pudră de la Huda. Și după cum cred că bănuiți dacă ați văzut clipul în care am testat produsele astea, v-ați dat seama că nu m-a impresionat. Hai să ne înțelegem, nu este o pudră rea. Comparativ cu o altă pudră pulbere, nu e rea. Adică rău, ceva rău să-mi zici, Doamne, aoleu, nu-mi place deloc, nu face. Dar nici ceva deosebit încât să merite 180 de lei. Mă deranjează sita asta, ca să zicem așa, care este din material. Și v-am zis, dacă pun pensula în ea, se ia pudră, dar dacă vreau să torn în capac, se toarnă foarte greu. Și nu mi se pare igienic, adică nu mi se pare ok să dai tot timpul cu pensula acolo în aia. Nu știu, mintea mea e mai bine să pui pudra în capac și să iei de acolo. Și nu știu, parcă pot să controlez mai bine cantitatea de pudră pe care vreau să o iau. Și pudra în sine nu este cu nimic deosebită față de o pudră de 20 de lei, adică nu-i văd justificarea, nu văd de ce aș da pe ea, de ce să dai 180 de lei, de ce ar trebui să merite 180 de lei, că nu rezistă, ați văzut, nici nu terminase în clipul ăla cu testatul și deja luceam, deja se luase de pe față cumva așa, știți, adică nu era. Rest, nu e rea, dar nici nu face nimic deosebit, știți? Asta vreau să spun. Și apoi, o altă pudră pe care am pus-o în acest clip și este cumva așa, o muncă de luni de zile, mă tot negociez cu mine dacă să o pun sau nu în clipul ăsta, pentru că pe de o parte îmi place, pe de o altă parte am fost foarte dezamăgită de ea și este o pudră pe care am să o duc la final, adică am să o folosesc pentru că nu e rea în esență, doar că mă deranjează ceva la ea și n-am să o recumpăr după ce o voi termina, ceea ce o să dureze mult pentru că vine într-o cantitate foarte mare și poate este surprinzător pentru voi, dar mă refer la pudra de la Coty Espoan. Mă deranjează foarte tare mirosul ei, deci am încercat să trec peste miros mult timp, am încercat să trec de mirosul ăsta, wow. Așa, dar nu, nu. Este un pic mai prăfoasă decât cea de la Huda când o aplici pe față, dar cumva rezistă mai bine, dacă e să le compar pe cele două, rezistă mai bine, dar pe mine mă deranjează foarte tare mirosul ei, deci știam că este parfumată, știam că e super hăipuită pudra asta, dar că în același timp este foarte parfumată, dar mi se pare mult prea parfumată, știți că eu mă feresc de a folosi produse foarte parfumate pe față, pentru că da, nu sunt cea mai mare fană a parfumului în produse cosmetice și mai ales alcoolului și de-aia încerc să evit cât de mult se poate. Iarăși, pudra în sine nu este extrem de rea, nu este nici mind-blowing, adică nu mă dă pe spate, dar parfumul mă deranjează și de asta. O voi termina, da? Deci am să termin, pentru că tot o am, o să termin, dar nu... n-am să o recumpăr de acum încolo dacă e, și mai ales că a fost o tevatură întreagă, cumpăr-o de pe EMAG, pe EMAG e mai scumpă decât în mod normal, dacă ar fi să dau comandă pe iHerb mi-ar lua foarte mult să vină, pentru mine e complicat să dau comandă pe iHerb că vine la o altă poștă și trebuie să mai fac un drum suplimentar și e complicat. Și așa că am comandat-o de pe EMAG, a fost mai scumpă decât în mod normal și, da, nu știu, prea multă bătaie de cap pentru, în condițiile în care am opțiuni mult mai bune, cum ar fi Match Perfection-ul, cea albastră de la Rimmel London, și Infalibilul de la L'Oreal. O să vi le las și pe acele în descriere, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt niște pudre mult mai ieftine, dar mult mai bune decât astea. Așa că, da. Și acum, dacă tot am vorbit de machiaj, hai să vorbim și de demachiere puțin. Și am în această cutie un produs relativ, zice să el revoluționar, și anume acesta de la The Body Shop. Este Chamomile Cleansing Stick sau ceva de Clean Sweep, îi zice, pardon. Este practic un
tic din ăsta, care, mă iertați, arată destul de gros. Este practic un demachiant solid pe care îl pui pe față, ar trebui să-l aplici pe față și să stopească machiajul. Știu că multă lume are o problemă cu el că vine în formatul ăsta de stick, de deodorant. Personal pe mine nu mă deranjează, drept urmare de așa și atât de murdar, pentru că nici să dau cu el pe față așa nu m-a deranjat. Problema este că este foarte tare, nu este suficient de uleios și nu îndepărtează machiajul suficient de bine, adică rămâi cu prea mult machiaj, astfel încât să vii cu gelul de curățare după și să-ți curețe bine tenul, știți? Rămâi cu mult machiaj. De-aia, dacă vă uitați la el, o să vedeți că am încercat să bag unghia efectiv așa în produs, să am băgat unghia în produs, să iau produs de aici și să-l întind pe față. Nu, se topește foarte greu. Asta e marea lui problemă și nu dizolvă machiajul, nu-l topește. Am alt demachiant solid care funcționează mult mai bine sau un ulei de demachiere funcționează mult mai bine decât ăsta, da? Așa, pe mine personal v-am zis, nu mă deranjează formatul ăsta, știu că sunt persoane deranjate de formatul ăsta de stick, înțeleg că poate fi destul de incomod să stai să dai cu el așa pe față, poate nu e nici cel mai igienic, dar pe mine nu m-a deranjat, ci m-a deranjat pur și simplu faptul că produsul în sine nu funcționează atât de bine cât m-am așteptat și totuși e The Body Shop, știți, adică m-am așteptat să funcționeze un pic mai bine. Cred că dacă iei ulei de cocos și ți-l întinzi pe față, îți dizolvă machiajul mai repede decât ăsta. So, yeah, no way, thank you. Apoi, am două creme, care nu sunt foarte scumpe, dar nu m-au impresionat, ba, din contră, una chiar mi-a făcut probleme. Și anume, o am pe asta de la Gerocosen cu miere, care, în primul rând, mă deranjează că are un miros din ăla artificial de miere. Wow! Groaznic! E mirosul ăla, cel mai artificial miros posibil de miere, ăsta este. Crema în sine fiind destul de hidratantă într-adevăr, dar problema mea cu ea este că mi-a scos foarte multe coșuri, foarte multe, și când spun multe, multe, adică chiar eram în clipuri și se vedea destul de tare și în clipuri și în daily vlog-uri se vedea că am coșuri pe față, așa, nu știu dacă m-ați urmărit, nu știu, prin februarie, așa, în daily vlog-uri și vedeați că am coșuri pe față, de la asta era. Am încercat-o, am folosit-o mai multe săptămâni, zic, mă, poate am o reacție de la altceva, poate am mâncat brânză, că de-aia mănânc brânză, ea tot așa îmi ies coșuri, poate am mâncat nu știu ceva și reacționează tenul meu. Nu, până în momentul în care m-am oprit din a folosi crema asta, s-a oprit și explozia aia de coșuri. Da, din păcate nu e eu n-am o problemă cu cremele accesibile sau ieftine, dacă vreți să zicem așa. Știți foarte bine că îmi place Gero Vital UH3 Evolution de mor și nu e, nu știu, e 35-45 de lei, ceva de genul ăsta, adică nu e scumpă deloc. N-am o problemă cu cremele ieftine, dar asta chiar nu funcționează, adică chiar nu. Dacă vreți ceva mai bine, mergeți către Gero Vital UH3 Evolution și că tot veni vorba de Gero Vital. Tocmai pentru că îmi place atât de mult Gero Vital H3 Evolution, am zis să încerc și gama asta care e relativ nouă, mă rog, nu neapărat, dar relativ nouă de la Gero Vital, și anume Gero Vital Plant, care zice că este o gamă cu nu știu, undeva la 90% sau 80% ceva formulă de origine naturală, vegană sau ceva de genul ăsta, adică tehnic vorbind ar trebui să fie foarte curată. Acum, ce m-a deranjat pe mine la ea este că are foarte mult alcool în ea, deci are enorm de mult alcool în ea, comparativ cu alte creme de la Gero Vital, nu știu de ce se insistă în a pune atât alcool în creme, mai ales observ că la brandurile românești, dacă nu pun la alcool sau parfum în creme, de zici că e, nu știu, pentru asta e făcut parfumul. Asta odată. În al doilea rând, nu face nimic, nici asta. Asta, tehnic vorbind, este o cremă, zice-se, de anti-rid, de zi, că are SPF 15.
Mi-ar plăcea foarte tare să nu se mai facă atâta tam-tam pe ideea că dacă o cremă are SPF este și anti-rid, pentru că multă lume sau multe branduri pe asta mizează. A, am SPF în cremă, este anti-rid. Nu e anti-rid. Da, într-adevăr, SPF-ul te poate proteja până la un anumit punct de riduri, de apariția unor riduri premature, dar în sine asta nu înseamnă că este o cremă anti-rid, știți? Și se majează foarte mult în România pe chestia asta, crema SPF este anti-rid. Nu, în sine crema nu face nimic, nu este nici super hidratantă, nu este nimic, în afară de faptul că are SPF-ul și alcoolul în ea. Așa, dacă vedeți, am folosit foarte mult din ea. Și când m-am oprit din a o folosi, mai era așa, cam o treime din borcan și nu știu unde a dispărut, cred că s-a uscat, că da, știți că dacă nu se închide ca lumea, borcanul se duce. Am folosit-o destul de mult timp ca să văd dacă totuși observ ceva de pe urma ei. Nu mi s-a părut. Deci rămân tot la Gerovital, dar la H3 Evolution. Aia mi se pare o cremă foarte bună. Dacă e să încercați pe aia cu 35+, și aia de 45+, la fel mi se pare că are mai mult alcool decât cealaltă, dar aia de 35+, îmi place foarte tare dacă vreți ceva de la Gerovital. Mai există un ser cu acid hialuronic care este foarte bun de aplicat înainte de machiaj. E ca un fel de bază de machiaj, este genial serul ăla. Fiolele cu acid hialuronic iarăși îmi plac foarte mult de la Gerovital. Adică sunt produse care îmi plac foarte mult de la Gerovital, dar ăsta nu. Și înainte să trec la ultimul produs care este relativ controversat, o să vă măleg tot de ceva de la Gerovital, care mi se pare probabil cel mai odios produs de genul ăsta pe care l-am folosit eu vreodată și nu exagerez cu nimic. Și este vorba de SPF-ul de la Gerovital, SPF 50 cu... este pentru copii ăsta. Protecție UVA-UVB. Funcționează, ca SPF funcționează foarte bine, nimic de reproșat din punctul ăsta de vedere, nu mi-am ars, n-am avut nicio problemă niciodată cu el, vine sub formă de spray. Da, știu, este formula pentru copii, dar eu folosesc de foarte multe ori SPF pentru copii, că nu știu de ce, mintea mea pare că ar fi mai ok formula pentru copii, mă gândesc că are mai puțin alcool, ceea ce nu e neapărat adevărat. Ce m-a deranjat la acest SPF este că este extrem de uleios, dar nu că uleios. Știți cât este de uleios? Este atât de uleios de zici că ai căzut într-un butoi cu ulei. Deci atâta e de uleios. Din câte SPF-uri am avut, până în momentul de față eu n-am întâlnit un SPF atât de uleios ca ăsta. Și îmi pare rău că Gerovital, știți că este un brand care mie mi-este foarte drag. N-am încotro, este insuportabil, îl dai pe piele și simți uleiul ăla, așa, simți cum curge uleiul ăla și îl întinzi și îți dă senzația aia de slime, așa, de și se lipește totul de tine și praf și... Deci dacă l-aș fi folosit pe ăsta să mă duc la mare, vai de capul meu, deci copiii cu siguranță l-ar detesta pe ăsta, pentru că știți că copiii oricum au o problemă cu SPF-ul, că e lipicios și se lipește din sipul de piele și nu le place, dar cu ăsta cred că, nu știu, totul ți s-a lipit, vă spun, eu mi-am dat pe brațe, pe antebrațe, pe spate, m-am dat pe aici prin curte ca să nu mă ardă soarele și, ba, mă simțeam așa de zicei că sunt un melc din ăla slinos, așa, e foarte, 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 foarte unsuros, deci nu știu de ce este nevoie, dar nu, chiar nu înțeleg de ce e nevoie de să fie atât de unsuros un SPF, dar ăsta este dintre cele mai unsuroase pe care le-am găsit ever. Sunt multe SPF-uri care sunt unsuroase, hai să fim serioși, dar ăsta le depășește pe toate, din păcate. Dacă e să vă îndreptați către un SPF care să fie mai ok pentru corp, cele de la Aven, mie mi s-au părut cele de la Aven, întotdeauna mi s-au părut mai ok, sau cele de la Roche-Posay, decât asta. Ăla de la Garnier, sub formă de spray, ăla pe care îl poți folosi și în sin și pentru față, ăsta nu, ăsta este foarte musuros, imposibil de dat pe față, deci nici nu se pune problema să-l pui pe față, dar v-am zis, este foarte slimy, foarte, nu mi-a plăcut deloc, deci nu. Rămânem cu Gerovitalul pe partea de H3 Evolution, că acolo fac bine ce fac. Bun, și ultimul produs, sunt de fapt două, dar vin la pachet. Și este un produs foarte popular, cel puțin a făcut mare vâlvă pe Instagram acum un an, că
când vorbea toată lumea despre acest produs și mi l-am luat și eu să văd care e toată șmecheria cu el, și mi-am dat seama că nu face nimic pentru mine. Există o explicație în spate și o să vă spun, dar da, eu nu am văzut nicio îmbunătățire, absolut nimic. Și este vorba de filerina. Și dacă vedeți, mai am destul din ea pentru că se consumă destul de puțină. Filerina presupunând fiind practic un gel cu acid hialuronic care are... Îi zice gel filler cu mai multe molecule, cu molecule de acid hialuronic de mai multe dimensiuni. Acum, se presupune că îl iei pe această filerină, o iei cu o siringă și o pui unde ai riduri, în speță în cazul meu aici, pe aici, pe aici, așa. N-am văzut nimic, adică eu am respectat, am urmat pașii, am făcut chestia asta mai multe seri la rând, n-am văzut nimic. Da, îți poate da o ușoară idee de atenuare a ridurilor înainte de machiaj, dar în speță nu am văzut nimic. Explicația este că funcționează foarte bine dacă aveți filere deja puse, dacă aveți în buze filere. Filler, dacă aveți filere puse în frunte, că pentru riduri, dacă aveți pe față, funcționează. Pentru că vine cumva și alimentează acel filler cu un pic de acid hialuronic în plus, având molecule de diferite dimensiuni. Asta este filerina numărul 4, dacă nu mă înșel, nu mai știu, stați să vedem dacă scrie pe ea. Asta avea parcă 6 molecule de acid hialuronic, parcă 5 sau 6, nu mai știu, ceva de genul ăsta, în orice caz. Dacă ai filere puse, da, te poate ajuta să prelungești durata de viață sau de acțiune a celor filere. Dar pentru cineva ca mine, care nu are filere în nicăieri și pe niciunde, nu face nimic. Este pur și simplu un ser cu acid hialuronic clasic. Deci exact cum ai un ser cu acid hialuronic, nu știu, o fiolă cu acid hialuronic sau ăla de la Revox, exact așa e și asta. Deci exact așa se comportă dacă nu ai filere. Dacă ai filere, bănuiesc că există o chestie, dar e bine de menționat pentru cine are filere, dacă vrea să-l folosesc, că e perfect ok. În rest, nu vă faceți iluzii că o să vă umple ridurile, că nu o să mai aveți treabă, că nu știu ce. Nu, nu funcționează. Și ce nu-mi place, dar chiar nu-mi place deloc, este... Loțiunea care se pune după cică de la filerina este, tehnic vorbind, un fel de loțiune hidratantă pe care o pui după ce s-a absorbit acel acid hialuronic în față. Este foarte parfumată și un parfum din ăla. Și știu ce miroase? Stați! Mi-aduce aminte de un săpun de prin anii 90. Știți săpunuri? Cele care sunteți de vârsta mea cu siguranță știți. Era un săpun în anii 90 sau ceva de genul ăsta, exact așa miroase, exact asta, este foarte parfumată și mi se pare incredibil cum să pui chestia asta atât de parfumată peste, nu știu, față, nu concep. Dar v-am zis, dacă ați auzit că filerina e senzațională, face și drege și este the best, da, este ok dacă aveți filere, dacă nu aveți filere, nu vă așteptați la minun că nu se întâmplă nimic. Îmi place, în schimb, dacă e să o luăm așa, îmi place foarte tare crema de ochi. Filerina este foarte, foarte hidratantă și mai ales dacă aveți ochii sensibili, zona asta din jurul ochilor sensibili, hidratează și o calmează foarte bine și cumva se vede că arată mai bine după un timp de folosire a filerina pentru ochi. Dar asta... Și cam asta a fost, cam asta a fost cutia mea cu produse care nu mi-au plăcut sau care m-au dezamăgit, care nu s-au ridicat la înălțime. Da, aș vrea să știu dacă voi ați încercat produsele astea și cum vi s-au părut, ce impresii aveți, ce alte recomandări aveți. Dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și nu uitați să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o. De asemenea, stați așa că avem... un invitat aici, a venit și domnișoara noastră, a venit și prințesa mea să vă salute, că până acum am dormit și am fost molocănoașă și acum și mi-e fomică și trebuie să pap. Și de-aia a venit la mine, că trebuie să pap, nu de alta. Așa. Bun, noi vă pupăm și vă așteptăm la următorul clip. Ciao! Ciao! Uite,
de acolo. Iau. Ce domnico? Uite-mă că sunt roșu. Uf, doamne, hai să te